Rezultatele detaliate la simularea bacalaureatului 2024 au fost publicate de Ministerul Educației. Instituția lasă de înțeles că subiectele din vară vor fi dintre cele la care tinerii au știut să răspundă. Ministerul Educației a publicat analiza pe item la fiecare subiect în parte a rezultatelor obținute de liceeni la simularea examenelor de bacalaureat 2024. În cadrul comunicatului, Ministerul lasă de înțeles că subiectele de la examenul propriu-zis de BAC vor avea mai multe cerințe dintre cele la care au știut să răspundă liceenii la simulare. Grupul de lucru, alcătuit din profesori de specialitate, a identificat elementele în măsură să optimizeze proiectarea variantelor de subiecte pentru examen, astfel încât ponderea itemilor satisfăcător, bine, foarte bine, să crească în economia testului. Scăderea dificultății subiectelor la bacalaureat, sugerată astăzi de Ministerul Educației, ar avea loc într-un an în care sunt organizate toate cele patru tipuri de alegeri: alegerile locale, parlamentare, europarlamentare și prezidențiale. La BAC 2024 sunt așteptați în jur de 130.000 de absolvenți de liceu. La simularea bacalaureatului 2024, aproape 40% dintre elevii de clasa a 12-a nu au luat nota 5 la limba română, iar la matematică sau istorie, 35% nu au luat peste nota 5 potrivit primelor rezultate. Ministerul anunță că în urma acestei analize s-au identificat elemente în măsură să optimizeze proiectarea variantelor de subiecte pentru examen, astfel încât performanțele să crească.